M-am adresat astăzi, deci astăzi, deci că am fost pe buletin bolnavă, prima zi am sculat și încă nu sunt chiar sănătoasă, dar de-amă deja pot să văd. Am adresat cu cere să fie eliberate mie listele de circumscripție. De subscripție, ca să colectați semnături? Ca să colectez de subscripție, ca să colectez semnături, deoarece să nu tărăgânesc procesul, să nu pierd timp, deoarece eu singur pot să colectez foarte multe semnături într-o zi. Și am înregistrat în scris cu doamna președintea Comisiei Electorale, doamna Elena Rusu, nu a putut expres să-mi arăte cu degetul unde în codul electoral scrie că eu n-am dreptul să primesc listele de subscripție și unde eu sunt obligată să înregistrez grup de inițiativă. Și numai el să colecteze semnături. N-a putut. Asta e o samovolnicie, eu consider, da, care trebuie să fie pedepsită foarte dur, deoarece, iată, eu astăzi mergând pe drum până acasă, nu special, dar trebuie să colectez deja vreo 200 de semnături. Eu tot așa am cerut, chiar pe 31 august, în prima zi a perioadei electorale, și mi-au refuzat. Sau nu mi-au dat niciun răspuns în scris. M-am dus în judecată vineri, nici azi nu-s chemat la judecată. Deci credeți că mafia asta poate fi strunită conform legii? Eu mă tem că nu. Nu știu, aici trebuie să alăture încă mai multe persoane și să facem o gălăgie serioasă, că doar noi pentru ce pledăm. Totuși să schimbăm, să facem schimbări cardinale în această țară. Și de aceea trebuie să implice mai mulți oameni în acest, din start, încălcări grave, din start. Trebuie cumva să le înlăturăm sau nu? Și trebuie să avem nevoie de ajutor de mai mulți de cetățeni. Eu așa consider. Mulțumesc pentru mesaj. Probabil vă duceți în judecată dacă nu vă dau listele sau dacă nu vă răspund. Desigur, nu mi-au eliberat listele, dar eu nu pot chiar astăzi să acționez în judecată, posibil că mâine o să primesc un răspuns. Dacă nu, imediat acționez în judecată, dar vedeți, iată așa, o să ne chinui. Trag de timp, da. O să ne ia timpul nostru legal pentru prevăzut pentru... Care și așa e foarte scurt, mai puțin de o lună pentru 15.000. Sigur, da.